Situație revoltătoare la grădina zoologică din Ploiești. Un cangur a fost fâșiat de câinii vagabonzi la câteva luni distanță după ce un alt cangur a avut aceeași soartă. Maidanezii înfometați au sărit în țarc și l-au atacat. Singura măsură luată de cei de la zoo a fost să înalțe gardul cu o plasă de sârmă. Dar haita tot a pătruns în incinta grădinii pentru că nu sunt pasnici suficienți și nici de câini nu are cine să se ocupe, se apără responsabilii. Ce s-ar fi întâmplat dacă în locul cangurului era un copil, întreabă îngroziți părinții care merg în vizită la grădina zoologică. Animalele înfometate au sărit gardul și au sfâșiat prada. Bietul cangur n-a avut cum să se apere de câinii sălbăticiți. Cangurul într-adevăr a picat jos mort și în jurul lui 6-7 câini. La vederea mea și a unei fete au sărit gardul, au mai rămas doi. Aveau sânge în jurul gurii. Era blând. Da, l-au mușcat până n-au mai putut. Cangurul din rasa Benedict era găzduit de grădina zoologică din Ploiești de aproape un an. A fost primit ca donație împreună cu un alt cangur ucis tot de câini, care au putut ajunge cu ușurință în țarcul lor. Jalnic ceea ce s-a întâmplat, mai ales că ăsta cangurul este adus din Australia, este un animal rar, trebuia supravegheat. Cei care se ocupă de grădina zoologică au venit atunci cu o soluție românească. Au înălțat gardul cu o plasă de sârmă, dar efortul a fost în zadar. S-a pus plasă, s-a ridicat gardul pe sus, s-a împrejmuit din nou cu plasă, dar acum au găsit altă modalitate să sară gardul. Plasa de protecție a animalelor a fost atât de șubredă, de sensibilă, încât au intrat câinii acolo, câini care, în mod sigur, au fost nemâncați. Toată lumea se teme de haitele înfometate de câini care s-au aciuat în zonă. Cei de la zoo spun că animalele au fost abandonate acolo. Abia astăzi, după ce răul a fost făcut, autoritățile locale s-au gândit să le ducă la un adăpost. Câinii care sunt în grădină sunt abandonați pe stradă, neavând ce mânca, prima dată urcă aici. Din păcate, și alte animale de talie mică sunt în pericol, susțin cei de la grădina zoologică. Și asta pentru că 101 hectare de teren sunt păzite doar de 16 oameni care lucrează în schimburi.